prezentat și mie pe doamna asta. Pe doamna asta superbă, bruneta asta frumoasă. Da, sincer îmi place. De asta, am dat piesa asta cu vara asta, da, să mă îndrăgostesc. Faceți și mie o prezentare așa. Dar frumoasă, pe lângă tânză. Da, frumoasă. Păi o prezentare frumoasă lângă o femeie frumoasă e de la sine înțeleasă. Adică o prezență lângă o femeie așa frumoasă înseamnă că pot să spun Petre... Da, sigur, de la sine înțeles e să faci și mie un serviciu, așa, o favoare. Petre Roman, pe care femeile toate l-adulau, pe care toate femeile îl iubeau, pe care... nu e nevoie de microfon, că ai... pe care toate femeile le iubeau, dar și acum, cred că, nu știu cum te descurci, este? Și acum, Silvia, cum te descurci? Mereu a fost Petre Roman o figură după nu care cum femeile se au... El, că eu sunt ok. Dar probleme vreodată... În regulă, și tu ești în regulă. Dar spune, Silvia, nu e greu să fii partenera de viață a unui politician și bărbat, știi, ceva din Armand Asante, ceva din, știi, de actor de Hollywood, să fie și presiunea asta publică, gelozie, n-a fost niciodată vorba despre asta, admiratoare, nu știu, te întreb. Mă, nu e greu, eu nu sunt în politică, eu sunt artist, deci n-am nicio... legătura cu zona asta. Urmăresc, îmi place să fiu un om informat, dar cam atât. Deci eu sunt cu muzica. În casă eu cânt și el vorbește. Așa că... Asta s-o credeți, bravo. Adică nu mai a pus să mai scoți niciun cuvânt? Glumesc. Că eu vorbesc și ea cântă, vorbește și urmă... Deci eu vorbesc cel mai mult. Ce n-a mai rămas și ție? Noapte bună, iubita mea. M-am observat că ai invitat elegant subiectul cu admiratoarele. S-a dus în zona... Da. În orice caz, o relație dintre un politician de marcă, un politician cu mari funcții în stat și cu un bagaj, cu o imagine venită din treaba asta, cu multă responsabilitate, fiindcă odată ce ai fost politician, greu mai poți să mai ieși de tot din sfera asta publică. Da. Cu o artistă care e atât de sensibilă, cu femeile care te adulau, Petre, și poate că încă o mai fac, nu e ușor. Tot pe tema asta insistă. Bun. Atunci hai să... Să dăm cărțile pe față, să nu? Să punem lucrurile așa cum... Cum vreau eu. Cum sunt. Nu. Adică, între mine și Silvia nu s-a strecurat cineva, nu s-au ajuns la situații care să ne amărască, să ne îndepărteze cât de cât unul pe altul. Puteai să întrebi de-a dreptul. Există momente de gelozie? Da. Firește că există. De partea cui, dacă nu sunt indiscretă? De exemplu, nu știu, ia să și le spună pe lei, eu vorbesc despre ale mele. Dar fiecare dintre voi are puțină gelozie, să înțeleg. Da, asta e frumos, dacă asta e puțină și dozată. Puțin. Da, puțină și dozată. Cred că este o realitate, un ingredient al iubirii. Nu prea văd eu cum într-o iubire puternică să nu fie chiar să deloc. Nu fie un pic. Nu, cred că nu se poate. Asta e frumos și parcă ne menține așa mereu. Bine, puțin gelozia puști, este, puțin tineri, gelozia este un motor foarte puternic în societate, în lume. Hai să vedem cât de puternică este povestea voastră de dragoste pe care noi am ilustrat-o într-un filmuleț în care sperăm să vă regăsiți măcar așa un 10%, pentru că e foarte puțin din ceea ce trăiți voi în fiecare zi de atâta vreme, dar aș vrea să vin foarte atenți la următoarele imagini. Silvia Chifiriuc și Petre Roman trăiesc de ani buni într-o frumoasă poveste de dragoste. Dincolo de notorietatea fiecăruia, șansa a lucrat în favoarea lor și i-a adus unul lângă altul exact în momentul potrivit. Eram în aeroport la Milano, se aștepta pentru îmbarcare, era în stânga mea și uitându-mă, el s-a uitat, am zis bună ziua. Ea mi-a dat bună ziua, dar eu am vrut mult mai mult de atât. Și în avion, acolo, undeva după o oră de zbor... În avion am încercat să o cunosc mai bine, am rugat-o să stea lângă mine. M-a întrebat, poți să te așezi un pic să vorbim? O nuanță așa de bună purtare, de bună credință, de seriozitate. Eram într-o relație de 11 ani. Nu am fost emoționată,
Eu eram cu gândurile mele. O femeie frumoasă, agreabilă, plăcută. Mi-a rămas o imagine foarte plăcută așa, a degetelor, a mâinilor. El având mâini foarte, foarte fine, degete foarte fine. Mi-a plăcut așa cum gesticula din... A fost pur și simplu un gest de admirație. Și acum parcă văd acel moment în care îi admiram mâinile. Deci asta a fost. Nu, n-a fost dragoste la prima vedere, a fost o discuție foarte plăcută. L-am simțit ca un om foarte calin, dulce și care mi-a transmis o energie foarte bună în acel moment. M-am simțit bine. Și ceva mai târziu ne-am cunoscut cu adevărat. Am mai vorbit la telefon, dar eu nu prea răspundeam așa, eram, mă cam feream. N-avea de unde să știe că eu eram într-o situație de divorț, dar ea știa doar că sunt căsătorit și, prin urmare, considera că lucrul ăsta este un obstacol de netrecut. M-a invitat să merg la munte și am zis, nu pot, că uite, am aici la Constanța ceva de făcut și nu pot să plec. Nu am vrut să dau curs acestor invitații, dar până la urmă tot n-am scăpat, căci la o lună de zile ne-am văzut la Constanța. Nici n-am avut timp să spun nu. A fost totul foarte rapid și de acolo, sigur că de la acea întâlnire, acea cafea grăbită s-a legat ceva extraordinar de interesant și de frumos. La scurtă vreme își dau seama că sunt făcuți unul pentru celălalt și astfel începe cu adevărat o relație care, și după aproape 10 ani, este la fel de proaspătă ca în prima zi. Despre el câte lucruri frumoase pot să spun. Este un om, un bărbat tandru, un om foarte responsabil, un tată minunat, este un soț minunat. Câteodată la lint și îi spun, tu ești o comoară la casa omului. Da, are un defect. Are un defect. Este obsedată de curățenie și de ordine. Se enervează prea ușor. Nu suportă prostia, nu suportă nedreptatea. El mi-a dat foarte multă încredere. El a fost alături de mine întotdeauna. Și în momentul când îmi spunea, ce contează mai mult? Ceea ce îți spun eu. Într-o relație, diferența de vârstă poate să conteze, poate să nu conteze, și anume să nu fie cazul. Cum este la noi, toți cei din familia lui Petre sunt așa. Sunt oameni plini de viață, plini de energie, sunt înalți, frumoși, slabi, bine educați și, într-adevăr, este o familie superbă. Dacă sunt geloasă, ia să vedem. Da, sunt câteodată, dar n-am excese de astea de gelozie, pentru că nici nu mi-a dat motive în acest sens. Evident că mai sunt și cicluri când nu se întâmplă să nu ne înțelegem pentru cine știe ce situație. Dar mici discuții sunt. Mai ales că eu sunt scorpion și eu sunt așa, mai pe moment spun și nu pot să mă abțin. În momentul ăla am nevoie să mă eliberez. Poate că uneori mai înțep așa, sunt mai... Dar nu țin foarte mult. Mie îmi trece repede. Dar nu știu ce zice lumea, că e greu să păstrezi o linie. Depinde de tine. Noi păstrăm o linie de atâția ani. O linie, adică o calitate foarte bună, minunată a relațiilor. Eu sunt mai romantică decât el, eu așa zic. Mie îmi place să aranjez lucruri, să mă gândesc cum să fie, cum să arate, ce impact ar avea. Cred că din interiorul meu iese așa, iese un pic de iubire, că nu-mi place să arăt asta. El este foarte romantic. Da, este romantic. Cred că
înainte să facă un gest, gândește. Gândește că își dorește să facă acel gest, să spună ceva sau... Și atunci, fiind o comunicare foarte puternică între noi, gândul lui este extraordinar de important. Mi-l transmite. După câțiva ani, Silvia descoperă că este însărcinată, dar misiunea de a livra vestea cea mare nu a fost una ușoară. Nu știa dacă vestea pe care mi-o aduce înseamnă pentru mine neapărat o bucurie. Cel puțin așa mi-a zis. Și a zis, uite, sunt însărcinată, sigur că eu m-am bucurat foarte mult. Eu am zis, o să avem o fată, ea a zis, nu, o să avem un băiat, că eu asta aveam, un băiat. Și băiat, evident. Atunci când am aflat că este însărcinată, atunci am spus, nu se mai poate, acum suntem împreună și la foarte scurt timp ne-am căsătorit. Da, mi-amintesc că l-am adus pe Petru să acasă bebeluș, a urmat perioada cu nopți nedormite, cu mâncatul din 3 în 3 ore și așa atunci am simțit eu să fiu eu aproape de Petru și nimeni altcineva, nici chiar el. Silvia este o mamă, așa cum o văd eu, o mamă ideală. Adică chiar se îngrijește de băiețel sub toate aspectele, în toate direcțiile. M-am dedicat în acea perioadă cu totul. A fost un an de zile în care am făcut tot, de la A la Z, singură. Acea dragoste care el o primește când e mic, aia este cea mai puternică, cea mai puternic scut în valurile uneori dure ale vieții. Dumnezeu m-a binecuvântat cu un băiat minunat. Este foarte mămos. Amândoi am avut, din fericire, aceeași pornire ca să-l creștem cu multă dragoste. Am vorbit cu el din prima clipă, din prima zi când l-am adus acasă, am vorbit cu el ca și cu un om mare. Dar pur și simplu faptul că suntem împreună e mai mult decât suficient. Viața mea cu doi băieți acasă e o viață frumoasă. Mă simt răsfățată, dar și eu îi răsfăț pe ei. Adică nu sunt genul care să se lase doar ea răsfățată. Ați văzut ce au